Avem aici două susținătoare, trebuie să ne mutăm de la o remorcă la alta. Am făcut schimbul de remorcă pe același loc. Am luat o remorcă super frumoasă încărcată cu plastice, deșeuri plastice. Trebuie să o asigurăm nițel. Le-am legat cum am putut, toate posibilitățile de legături. Încărcătura este foarte, foarte anapoda. Să închidem. Am prelat documentele, bon de cântar, autorizație pentru deșeuri nu periculoase plastice și bineînțeles CMR-ul completat împreună cu expeditorul și transportatorul. Am pus punct intermediar să ne oprim pe la Luxemburg să alimentăm și să dăm bătăi. Avem nevoie de ceva motorină și vom intra să alimentăm la Luxemburg. Motivele sunt că există parcare bună aici, motorina este destul de ieftină, cea mai ieftină de pe Europa. Și plus că are supermarket aici, mergem la o cumpărătură, cafea, facem și o pauză, etc. Vă dați seama de amploarea becului, că este destul de mare. Ăsta sunt altele mai mari, dar ăsta e destul de aglomerat la ora asta. Să încercăm să ne cadrăm pe aici undeva. Trebuie să mergem să verificăm cardul, să-l lăsăm acolo așa, facem proba la el și după aia ne dă voie să accesăm pompa. Alimentăm combustibil, prețul la Adiblu 79 de cenți, cam mult. Iar la motorină este 91 de cenți. Mai scump Adiblu, foarte scump Adiblu pe lângă motorină. Când ești tătic de copii, de băieți, și mai vezi câte o jucărică prin Peco și nu mai știi pe care să o mai iei. Salutări din nou, pauza este gata aici la Luxemburg, a făcut 37 de minute, n-am avut timp mai de nimica.
merge mai departe, că ne așteaptă băieții la Strasbourg, să descărcăm și să încălcăm. Și apoi mergem către Italia. Am fost aici în supermarket. Aici cumpăra cafele mai ieftine, toată lumea vine după țigări și cei din Franța vin după țigări. Ia să vedem pe unde să o luăm. Am făcut o cafea, am mâncat bine atâna prânz, am făcut cafeaua la Ibric, pentru că eu așa o obișnuiesc, este mult mai bună. Și apoi aici era cafeaua la aparat, era 2 euro și cea la bare costa 3 euro, ceea ce nu prea-ți convine, așa, nu știu cum îi convine. Turiștii care vin în vizită, bineînțeles, avem aici un copt să ne ridicăm un pic. Opa, aia, aia. Am verificat și starea anvelopilor, pentru că la pauză trebuie un pic controlate să nu se încălzească, să nu fie vreuna dezumflată și etc. Să mergeți de plină mișcare, că azi mai avem de muncit